Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau ca să facem al treilea Q&A. Așa că haideți să începem. Acum, să vedem. Cu care dintre părinții tăi te înțelegi mai bine? Sincer să fiu, cu toți. Ok. Cum te înțelegi cu colegul tău de bancă? Păi, ca să zic eu, mă înțeleg extrem de bine. Deci, cum să zic eu, e mai BFF-ul meu. Ok. Care este mâncarea ta preferată? Pizza. 4. Care este trupa ta preferată? Trupa mea preferată este Metallica. Ai rămas anul ăsta corigent? Păi, nu. Era să rămân corigent la fizică, dar am încercat ca să fac o lecție și până la urmă am reușit. Care este vedeta ta preferată? Delia. Cum te simți la școală? Păi, hai să zic sincer, la școală la mine nu mă simt aproape deloc bine. Da. Nu mă înțeleg. Ok. Ai iubită? Da. Dacă ai fi președinte, ce ai face? Dacă aș fi președinte, aș îmbunătăți tehnologia, sincer. Ce ai făcut azi? Ce să fac? Am fost la școală și am lenevit. Și am stat în pat, n-am ieșit afară. Așa. Dacă ai găsi un portofel plin cu bani, ce ai face cu ei? Să fiu complex sincer, i-aș duce la poliție. Nu-s banii mei, nu-i câștigul meu, n-am cum. Așa că trebuie să fac banul cinstit. Na. Îți plac animalele și de ce? Îmi plac animalele. Și de ce? Pentru că animalele sunt adorabile. Și mai ales că câinii sunt cei mai buni prieteni al omului. Ce ai vrea să faci în viitorul apropiat? Păi, aș vrea să încerc să fiu un chitarist, să știu să cânt foarte bine la chitară. Ok. Câte flotări poți să faci? Cum să zic eu? Fac un număr foarte mare. 0. Asta e numărul meu de flotări. Așa. Ai chitară? Da. O am chiar aici. Chitară electrică. Și mai am una acustică, da, este sus. Nu mai dau jos. Nu vreau ca să vă țin în așteptare. Ok. Ce ai face dacă ai avea foarte mulți bani? Băi, să zic sincer, o parte din bani i-aș dona. Păi, dacă ăsta nu știi, dacă ți se întâmplă ceva și cine știe, poate ai nevoie și tu. Așa că îi donez pentru alte chestii, să ajut lumea să... Da. Care este animalul tău preferat? Papagalul. Ce îți place la tine? Păi, ce să-mi placă la mine? Ok, că... Îmi place culoarea ochilor, că i-am căprăi și ce mai place la mine e că, cum să zic eu, flexibil. Ok.
Care a fost cel mai jenant moment al tău? Ai de capul meu. Of, cel mai jenant moment al meu este că eu când am văzut o fată, am vrut ca să alerg după ea și era într-o iarnă și când să sar de pe o bordură, mi-a alunecat piciorul și când încolo am venit cu fața în apă. N-aș pa rău. Nu, n-aș vrea să mi se mai întâmple asta niciodată. Ok. Ce notă ai luat ultima dată la școală? Păi, am luat două note astăzi, să recunosc. Am luat 2 la română și un 6 la fizică, ca să fiu sincer. Da. Deci, prieteni, cam acesta a fost Q&A-ul pentru astăzi. Asta a fost al treilea Q&A. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați, să apăsați butonul de like, share, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Deci, cu voi a fost Andrei Max Răducan. Toate numai bine!